Începând cu data de 1 iulie, activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate și desfășurate în spații deschise, cu participarea cel mult 2500 de persoane în condițiile asigurării unei suprafețe minime de 2 metri pătrați pentru fiecare persoană, cu obligativitatea purtării măștii de protecție. Organizarea de evenimente private, nunți, botezuri, mese festive va fi permisă cu participarea maxim 150 de persoane în spații deschise sau cu participarea maxim 100 de persoane în spații închise, dacă incidența acumulată la 14 zile a cazurilor din județ este mai mică sau egală cu 3 la 1000 de locuitori și sunt respectate măsurile de protecție sanitară. Desfășurarea activității operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în spații închise, începând cu data de 1 iulie, va fi permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și sub condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2. De asemenea, organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații închise sau deschise este permisă cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența acumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 3 la 1000 de locuitori. Din 1 iulie este permisă creșterea gradului de ocupare la 70% din capacitatea maximă a spațiilor închise din baruri, cluburi, discoteci și săli de jocuri în intervalul orar 5-2, dacă incidența acumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 3 la 1000 de locuitori. O altă noutate este exceptarea de la obligativitatea purtării măștii de protecție la locurile de muncă în spații închise, unde își desfășoară activitatea maxim 10 persoane, cu condiția ca acestea să fie vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2.